Păi gata, e împlinit. Dar cum să nu? Chemați-o pe Laura, s-a trecut 10 minute, el așteaptă pe Cristina. Nu începe fără Cristina acum. Ha? Vine? Pui foarte bine. Îți te așteaptă totul. Foarte deci reluăm ședința de Consiliu Local. Rămăsesem la avizul Comisiei 5 și îl invit pe domnul Laur Șovagâtu să prezinte avizul Comisiei 5. Favorabil. Da, mulțumesc. Discuții asupra proiectului. Constat că nu sunt discuții. Rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre. Domnul secretar, supuneți la vot. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Cu 15-16, nu? Da. Câte? Ștefan. Cu 17 voturi pentru. Păi da, cu 17. Și câte 16, probabil. Cu doamna Razăr era 15. În sală sunt 16. Cu tot cu doamna Razăr, 16. Eu 17. Deci cu 16 voturi. A, doamna Razăr a ieșit? Uitați-o pe doamna Razăr, 17. Deci la momentul votului doamna Razăr era în afara sălii, deci astfel 16. Încât am avut 16 consilieri în sală care au votat pentru. Avem 16 voturi pentru. Supun discuției punctul 2 al ordinii de zi și îl invit pe domnul primar Cosmin Necula să prezinte expunerea de motive de la proiect. Mulțumesc, domnule președinte de ședință. În primul rând, mulțumesc pentru votul anterior, doamnelor și domnilor consilieri locali. Proiect de hotărâre privind rămânerea în vigoare a costului mediu lunar de întreținere a contribuției lunare de întreținere datorate de persoane vârstnice beneficiare căminului pentru persoane vârstnice Bacău, până la aprobarea noului cost de întreținere aferent anului 2020. Da, mulțumim. Punctul 1, nu, dar m-am abținut. 15 voturi. Cu 15 voturi. Da, domnul secretar, avizul la proiect. Favorabil. Domnul Ciprian Gabriel Fantaza. Favorabil. Doamna Magda Timofte. Favorabil. Doamna Ionela Cristina Breacne Pravăț. Favorabil, da. Doamna Ienula Pricopoaia. Favorabil. Doamna Doina Dragomir. Favorabil. Domnul Gabriel Stan. Favorabil. Domnul Laur Șovagâtu. Discuții. Constat că nu sunt discuții, domnul secretar, supuneți la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Da, o neparticipare al doamna Dragomir. 16 voturi pentru, proiectul a fost aprobat. Supun discuției punctul 3 al ordinii de zi și îl invit pe domnul primar Cosmin Necula să prezinte expunerea de motive la proiectul de hotărâre. Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Bacău cu asociația Speranța Bunicilor în vederea realizării în comun a evenimentului Micro Revelion 2020. Da, domnul secret, da. Proiect ca și anii trecuți. Favorabil. Favorabil. Domnul Ciprian Fantaza. Favorabil. Doamna Carmen Diaconu. Favorabil. Doamna Ionela Cristina Breacnă Pravăț. Favorabil. Domnul Gabriel Stan. Favorabil.
Domnul Laur Șova Gât. Discuții. Poftiți, domnul Scripeț. Da, este lăudabilă această inițiativă. Noi am finanțat diverse acțiuni și a seniorilor din Bacău și a tineretului, dar vreau să vin cu o propunere motivată de faptul că, vrând nevrând, mandatul se apropie de sfârșit, ultimul revelion care îl petrecem în această formulă, și aș propune, din puținul care îl avem sau îl identificăm, să oferim ceva de sărbătorile de iarnă și copiilor, angajaților din primărie care îndeplinesc condițiile. Nu ne-am ocupat, sunt colegii noștri, am făcut diverse acțiuni, diverse proiecte și aș propune ca să ne gândim și la ei până luni, să identificăm cât sunt, ce sumă ar însemna și vă rog să îmi acceptați, nu din motive populiste, ci așa consider eu că e normal. Deci să fie și acordat niște cadouri pentru copiii salariaților. Și vă spun că merită. Sunt foarte mulți pe la spații verzi salariați care au retribuții relative mici și ar fi o recunoștință din partea noastră. Vă mulțumesc! Da. Da, sper că executivul a reținut propunerea sau, domnul Scripeț, putem face o inițiativă de proiect de hotărâre până luni? Se dorește și mă adresez aici și domnului primar și dacă putem identifica la sfârșit de an niște sume, consider că îți benefice. Mulțumesc. Da. Domnul vice... Da, poftiți, doamna... Domnul viceprimar, mă gândesc că vă referiți la copiii salariaților care beneficiază de o remunerație redusă, undeva în jurul salariului minim pe economie. Nu la toți copiii, nu? Sau, adică nu mă refer la toți salariații. Mă gândesc că salariatul care are undeva la 5.000-7.000 net poate să fie nu poate fi pus pe aceeași... Doamna Prabăs, dar copiii sunt egali, doamna Prabăs. Nu, mă refer, știți la ce mă refer? Veniturile mă refer la contextul bugetar în care ne poziționăm astăzi și la faptul că se vor face niște eforturi și atunci... Mi-aș îndrepta privirea mai mult asupra copiilor, angajaților care beneficiază de salarii reduse. Dragi colegi, nu vi se pare că este total neetic ceea ce discutăm aici? E total neetic, pe bune acum. Copiii angajaților să primească din partea consilierului local sau din partea bugetului local cadouri. De ce nu pentru toți copiii din oraș dacă facem lucrul ăsta? De ce total neetic ceea ce propuneți dumneavoastră? Îmi pare rău că vă spun. Haideți că am... Din punctul meu de vedere, dacă sunt colegi, după ședință să rămânem, dacă eu se poate face o inițiativă de proiect de hotărâre, cum a spus și domnul Cristi, pentru mai mulți copii, nu numai pentru copiii salariaților. Da. Bine, dacă nu mai sunt alte discuții, rog pe domnul secretar să facă apelul pentru vot. Domnul secretar. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Cu 17 voturi. Dumneavoastră, domnul Ghingheș? Abținere. Este vorba de o finanțare nerambursabilă pe care o acordați pentru a 1000-a oară, fără concurs de proiect. Deci, cu 16 voturi și o abținere, a fost aprobat proiectul de hotărâre. Supun discuție punctul 4 al ședinței și îl invit pe domnul primar Cosmin Necula să prezinte expunerea de motive. Mulțumesc, domnule președinte de ședință. Proiectul de hotărâre se referă la ajustarea tarifelor cu titlu de călătorie practicate de SC Transport Public SA începând cu anul 1-1-2020 prin indexarea indicelui prețului de consum total. Doamnelor și domnilor consilieri locali, vă spun cu toată sinceritatea, nu mi-aș fi dorit să vin în fața dumneavoastră cu un astfel de proiect, dar e vorba de un indice de consum care este calculat de Institutul Național de Statistică. Institutul Național de Statistică ne-a indicat o serie de consumuri, deci, practic, un indice de consum mărit. Nu este vorba că vrem să creștem sau vă propun dumneavoastră o creștere de plan tarifar, ci este vorba de un efect al zonei macroeconomice în care trece România. Da. Mulțumesc, domnul secretar. Vă rog să prezentați avizul la proiect. Favorabil. Domnul Ciprian Gabriel Fantaza.
doamna Mariana Zamfir, doamna Izabela Pintilie, doamna Ionela Cristina Breacnă Pravăț, doamna Ianula Pricopoaie, doamna Doina Dragomir, domnul Gabriel Stan, domnul Laur Șova Gâtu. Discuții? Poftiți, domnul Ghingheș. Da, mulțumesc. Mi-ar plăcea să avem o discuție pe două paliere, ca să zic așa. Pe de-o parte, despre cum aceste tarife respectă ordinul ANRSC și pe de altă parte despre calitatea serviciului de transport public local, pentru că atunci când vorbim de indexarea a tarifelor, trebuie să vorbim automat și de asigurarea unor condiții minime de calitate a serviciului public de transport public local în municipiul Bacău. Și mă refer acum nu doar la frecvență, ci și la curățenia din aceste autobuze, pentru că avem doar autobuze în municipiul Bacău, la comportamentul șoferilor, la faptul că în plină iarnă, de exemplu, avem uneori autobuze pe care le vedem patinând în gol pentru că nu sunt echipate corespunzător pentru iarnă și mai departe. Dar să revenim la tarife, în primul rând. Menționați în avizul de legalitate, pe bună dreptate, pentru că asta e norma, ordinul ANRSC 272/2017 privind stabilirea acestor tarife la transportul public local. Și dacă ne uităm la definiția titlului de călătorie, titlul de călătorie înseamnă nu doar abonament sau alte chestiuni periodice, ci înseamnă mai ales biletul procurat de la casa de bilete. Bun. Mergem mai departe și vedem în același ordin ANRSC că trebuie asigurate subvenții și pentru elevi și pentru studenți. Și așa cum știm, deja există hotărâre de Consiliul Local în acest sens pentru abonamente. Totuși, deci, ordinul ANRSC face referire la titlul de călătorie. Asta înseamnă că atunci când un elev sau un student se duce la casa de bilete, trebuie să beneficieze de bilet la jumătate, chiar dacă are sau nu abonament. Deci dacă citim ordinul ANRSC, asta trebuie să înțelegem. Prin urmare, în această hotărâre de Consiliul Local ar trebui adăugat și titlul de bilet singular pentru elevi și studenți, 1,10 lei. Asta dacă vrem să respectăm ordinul ANRSC și legea, pentru că legea educației nu distinge. Se referă la reducerea de minimum 50% pe transportul public local în comun și pentru elevi și pentru studenți, indiferent dacă vorbim de abonament sau de bilete singulare. Deci acesta ar fi amendamentul meu, completarea tabelului cu un item, bilet, o călătorie, elev sau student, tarif propus 1,10 lei. Procedura o veți stabili ulterior dumneavoastră de decontare, pe bază de tabel sau pe bază de registru electronic. Mă rog, dacă nu îl veți face dumneavoastră, îl vor face cei care vor veni după dumneavoastră după anul 2020, acest registru electronic al celor care ar trebui să, mă rog, al elevilor sau al studenților, astfel încât să beneficieze de aceste tarife nu cu tichete, ci cu cartele, chiar dacă e vorba de călătorii singulare. Un ID unic pentru un elev, pentru un student, care să fie folosit și la bibliotecă, să fie integrat și cu alte instituții, dar asta e altă discuție. Deci este amendamentul meu pentru intrarea în legalitate a acestui proiect, astfel încât să fie respectată și legea educației, dar și ordinul ANRSC. De asemenea, mă bucur foarte mult că ați acționat, domnule primar, atunci când v-am atras atenția la ședința de luna trecută și că în sfârșit respectăm legea educației în ceea ce privește transportul public local în comun. Mă rog, dumneavoastră ați prezentat-o ca pe mare realizare, dar de fapt este intrarea în legalitate, dar mă bucur că s-a rezolvat până la urmă. Însă, haideți, vă invit să mergem până la capăt și ca orice bilet să fie redus la jumătate pentru ele și pentru studenți, pentru că asta e legea. Mulțumesc frumos! Domnul secretar, s-a înțeles amendamentul? Mai formulat, puteți forma în scris, îl dați domnul secretar, că nu înțelege. Nu? Modificarea tabelului de la articolul 1, astfel încât să adăugăm un nou item în tabel. Bilet, una călătorie, tarif propus practicat de la 1.1.2020, 1.10 lei. Da, bilet o călătorie, elevi, studenți. Da? Punem la vot amendamentul ridicat de domnul Ghingheș. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? S-abține cineva? Păi domnul...
Totul pentru amendament? Ce? Păi da, nu, n-am înțeles. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Uite, domnul Scripă, de exemplu, s-a abținut și l-am văzut și data trecută. Și domnul Șova și doamna Dragomir? Cine s-a mai abținut? Fiți foarte explicit. Pentru ce? Pentru proiect sau pentru amendament? Am fost foarte explicit. Pentru amendament, domnul meu. Deci să intrăm în legalitate și să fie și un bilet subvenționat 50%, nu doar pe bază de abonament. Deci se duce elevul, dacă are nevoie de o călătorie, să zicem că nu și-a făcut abonament. Nu plătește 2,20, plătește 1,10. E o chestiune absolut normală, nu-i intrarea în legalitate aici. Nu, da. Nu e niciun motiv de... Dar nu are cardul ăla prin care... Bun, are cardul, dar există elevi care nu-și fac abonament. Însă, pentru că nu au nevoie. Dar poate că există un elev care la un moment dat are nevoie să meargă în celălalt capăt al orașului și are nevoie de o călătorie. Legea îi conferă acest drept, că trebuie să beneficieze de 50% chiar dacă nu are abonament. Mai supunem o dată la vot că doamna Dragomir n-a înțeles, doamna... Deci cine este pentru amendamentul ridicat de domnul Ghingeș? Păi atunci întrebați-l, că e în spatele dumneavoastră. Dacă îi permite sistemul. Da, să poftiți. Doamna Breacnă, noi trebuie să respectăm legea prin ceea ce decidem aici. După aceea este treaba executivului. Domnul Ghingeș, eu nu vreau să discut cu dumneavoastră, vreau deocamdată. Eu v-am ascultat punctul de vedere și vreau să ascult și punctul de vedere al reprezentantului societății de transport. Eu nu văd personal de ce ar trebui un elev să achete acei 1 leu și 10 bani, atâta vreme cât are gratuit pe toate mijloacele de transport. Nu, ideea era următoarea, știu, este un argument dacă valabil. Dacă ai gratuit, de ce ar trebui să plătești? Este un argument valabil, dar are gratuitate pe baza acelui card. Însă, exact. Repet, nu gratuit. Toți... Da, corect, argument valabil. Dar nu toți elevii își fac abonament pentru că nu au nevoie în mod curent, ci poate că într-o zi sau într-o săptămână sau o dată pe lună are nevoie de un bilet. Păi și trebuie cardul, să... acest card și-l procură o dată la începutul anului și ori de câte ori are nevoie pe parcursul anului, îl folosește o dată până de două ori. Bun, dar nu toți... că e gratuit. Sunt de acord cu asta, dar nu toți elevii fac asta. Asta voiam să cine împiedic? Nu contează, pur și simplu nu vor să facă acea procedură cu școala și au nevoie, să zicem, dacă sunt așa comozi și nu vor, să plătească 2 lei și 2 zile. Că mai e problema, domnul director, de exemplu, eu sunt elev la Suceava și vin în Bacău și îmi iau un bilet de elev. Am dreptul ăsta să-mi iau un bilet de elev cu jumătate de preț. Doar pentru elevii domiciliați în municipiu. Nu se aplică pentru cei din afară, care nu învață în municipiul Bacău. Deci condiția este să înveți în municipiul Bacău. Dar... Nu, dar e valabil ce spune domnul. Eu înțeleg că este un efort suplimentar în plus pentru cei de la casierie, dar aceasta este o procedură nu ce este trebuie... Nu este niciun efort. Bun, atunci dacă nu este niciun efort, haideți să o facem, pentru că v-am spus rațiunea din spatele acestui amendament. Deci nu este un amendament senzațional de schimbarea politicii bugetare sau de impact bugetar. Ce este un abonament de intrare, un amendament de intrare în legalitate? Domnul Ghingeș, am înțeles amendamentul. Eu zic că e binevenit, pentru că din 20.000 de elevi, că sunt abonament, nu știu, 7-8.000, câți abonament elevi, doamnă? 8.000, deci mai puțin de jumătate. Înseamnă că pentru ceilalți e valabil... Mulțumesc, domnule Bârzu, ăsta e argumentul, exact. Da. Vă mulțumesc pentru cifre. Atunci mai spunem o dată la vot amendamentul. Cine este pentru? Punem la vot amendamentul ridicat de domnul Ghingeș. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? 6 pentru. 6 pentru. Eu nu înțeleg un lucru. Repetăm un vot doar ca să nu treacă un amendament care este... Nu, domnul Ghingeș, am repetat votul. Nu, serios, votul... acum, păi nu, stați puțin, domnul secretar. Deci primul vot a fost favorabil. După aia au început să apară discuțiile... Vă repet, dacă această hotărâre de Consiliul Local va fi aprobată în forma domnul actuală... Domnul Fantaza, domnul, stați că vorbesc eu. Nu va respecta rigorile legale. Va fi atacată în instanță. Domnul Ghingeș, primul vot nu a fost favorabil pentru că jumătate din consilieri n-au ridicat mâna. La al doilea vot, după ce au votat, au zis că am votat pentru proiect. Deci nu înțelegea nimeni pentru ce votează. Deci, votul este secret, domnul secretar, la proiectul ăsta.
Doamna Breacnă, să înțeleg că PSD-ul nu vrea să ofere elevilor, celor 12.000 de elevi care nu își fac abonamente pentru că n-au nevoie de ele. Deci nu v-am invitat la niciun dialog. Posibilitatea... Da? Dacă vreți să vă expuneți un punct de vedere, trebuie să-l și argumentați. De când trebuie să mă invitați? Dar de când trebuie să mă interogați dumneavoastră pe mine, domnul Ghingheș? Ideea era următoarea. 12.000 de elevi nu beneficiază de abonamente și poate că din când în când au nevoie de călătorii. Acestea trebuie să fie subvenționate conform legii. Legea educației care nu distinge, care nu distinge între abonament sau titlu de călătorie. Iar conform ordinului ANRSC, titlul de călătorie înseamnă abonament, înseamnă și card, înseamnă și bilet singular. Domnul Ghingheș. Deci, domnul Ghingheș, dacă vă încălzește cu ceva, vă votez amendamentul. Da. Eu personal vă votez amendamentul. Hai, bine, nu s-a... Se trece la procedura de vot secret. Domnul Danilă, vă rog, împărțiți buletinul de vot. Deci a trecut amendamentul, nu? Nu. Nu a trecut. Solicit vot din nou, pentru că ați auzit consilierii și au schimbat opinia. Bine, haideți, mai votăm o dată, dacă vreți. Amendamentul. Amendamentul, normal. Deci cine este pentru a cincea oră? Cine este pentru amendamentul ridicat de domnul Ghingheș? Câți? 6 oameni? Câți? 7. 6? Bun. 6 voturi pentru. 7. 7 voturi pentru. Ești bun. Pentru. 7 voturi. Ești pentru. Aveți 7 voturi pentru. Cineva împotrivă? Se abține cineva? Restul se abține. Până la 17, deci... Da, procedura de vot secret, vă rog. Da, vă anunț că nu voi vota acest proiect pentru că nu respectă rigorile legale și cele ale legii educației și cele ale ordinului ANRSC. Și voi face toate demersurile pentru a-l ataca în instanță împreună cu elevii și cu studenții. Nu, la DNA. Mai faci o plângere. Cum? Thank you.
Avem rezultatul votului pentru proiectul de hotărâre numărul 4. Acesta a întrunit 12 voturi pentru, 4 împotrivă și un vot a fost declarat nul. Da, trecem la următorul punct al ordinei de zi. Să-l invit pe domnul primar Cosmin Necula să prezinte expunerea de motive la proiectul numărul 5. Mulțumesc, domnule președinte de ședință. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită pe perioadă de 10 ani unui birou situat în clădirea incubator de afaceri din cadrul imobilului Centru de Afaceri și Expoziții Bacău către Asociația Militarilor Veterani și Veteran cu Dizabilități Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Izvorătorul de Mir. Da. Avem doi reprezentanți în sală. Este vorba de Asociația Veteranilor de Război care au fost în teatrele de operațiuni. Deci discutăm de soldații români, de militarii români care au participat în teatre de operațiuni în momentul de față și cei care au suferit dizabilități ca urmare a acestor conflagrații. Din punctul meu de vedere, consider că este corect și oportun ca să susținem pe militarii noștri români care s-au sacrificat pentru noi, pentru imaginea României și pentru menținerea acesteia pe o stare de demnitate. Cred că sunt unii dintre puținii români care în momentul de față s-au sacrificat pentru noi și ne-au reprezentat cu foarte multă cinste în afara granițelor României. Eu vă propun un vot favorabil, doamnelor și domnilor consilieri locali. De asemenea, reprezentanții asociației se află în sală. Pentru orice fel de lămurire necesară, vă stau la dispoziție. Mulțumesc, domnul primar, domnul secretar general, avizul, domnul Ciprian Gabriel Fantaza, avizul, doamna Mariana Zanfir, doamna Cristina Buzdugan, doamna Ionela Cristina Breahnă Pravăț, doamna Ianula Pricopoaia, doamna Doina Dragomir, domnul Gabriel Stan, domnul Laur Șova, favorabil. Discuții asupra proiectului. Constat că nu sunt. Domnul Ghingheș, n-am fost atent, încerc scuze. Da. Domnul Cristian Ghingheș, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Mi-ar plăcea să știu care sunt exact activitățile asociației și ce se va întâmpla în acest spațiu, pentru că, până la urmă, vorbim de patrimoniul municipiului, trecând peste faptul că vorbim de centrul de afaceri și de incubatorul de afaceri care a fost transformat în ultimii 2-3 ani de actuala administrație într-un spațiu administrativ sau într-un spațiu în care să-și desfășoare activitatea tot felul de asociații. Și mi-ar plăcea, de asemenea, să remarc un aspect foarte interesant, o coincidență de altfel, nu cred că există vreo legătură între cele două aspecte. Reprezentantul asociației este fix domnul care săptămânal, din punctul meu de vedere, îl periază pe domnul primar la ora primarului. Cel puțin așa observ din aceste acte. O fi vreo coincidență de nume, domnul Marius Apostol. Tocmai de aceea vă rog să-mi permiteți să pun aceste întrebări. Ce activități se desfășoară în acest spațiu? Da. Bun, înainte de a da... mulțumesc. Înainte de a da cuvântul reprezentanților asociațiilor pentru a vă explica ce face această asociație, cine-i domnul Marius Apostol? Ce se întâmplă cu veteranii noștri? Ce au făcut dumnealor și ce activități vor face? Permiteți-mi să vă fac o serie de mențiuni. Centrul de afaceri și expoziții, la momentul în care am ajuns primar, avea o gaură de 15 milioane de lei, în momentul de față este pe plus. Da? Și aici este marea diferență. Am căutat pe orice cale soluții pentru rentabilizarea acestor clădiri. Domn primar, nu vorbim de societatea comercială, vorbim de spațiile de aici. Eu discut de ceea ce vorbim am găsit de spații. Aici. Spațiile n-au treabă cu societatea comercială. Domnul Ghingheș, nu v-am întrerupt. Această societate administra spațiile, da? Și a ieșit în gaură. La fel în gaură era și teatru de vară. Da? L-am rentabilizat și pe acesta și se autosusține în momentul de față. Mai fac și profit. Din acest punct de vedere, v-am propus și cred că cu siguranță mă voi ține de cuvânt, schimbarea denumirii acestui centru de afaceri în centru de administrativ și de expoziții, ca să terminăm cu marile afaceri care se făceau aici la centru de afaceri. Atât de mare afacere încât au fost o gaură de 15 milioane de lei pentru municipiul Bacău. Și acum să-i rugăm pe reprezentanții asociației să ne spună. Poftiți, domnul Apostol. Am onoarea să vă salut. De lume, mă scuz asta. Am onoarea să vă salut. Ajutantul în rezervă, Raul Simeon, președintele sucursalei
Asociației Veteranilor Militari și a Militarilor din Teatrele de Operații din Bacău. Domnul Apostol, într-adevăr, este președintele Asociației Veteranilor Militari. Dumnealui a înființat această asociație, este în București. El este cel care ne susține pe noi militari activi sau cei în rezervă în diferite demersuri în țară. Avem activități de comemorare a veteranilor de război, chiar dacă ce facem noi este în paralel cu această asociație veteran de război. Diferența între noi și veteranii de război este următoare. Veteranii de război sunt acei domni în vârstă care au luptat în al doilea război mondial, sau în primul care am ales. Noi suntem cei care am luptat în războaiele din Irak, Afganistan, Bosnia, Kosovo, deci războiul modern, să spunem, într-o singură cuvânt. Iar veteran poate să însemne că sunteți în activitate în continuare. Categoric, sunt parte din colegii mei care sunt în activitate, eu sunt în rezervă începând de anul acesta, la 1 aprilie, nu știu, m-au păcălit că am ieșit la pensie sau nu, ideea a fost că am fost la 1 aprilie, ești în rezervă. Activități care am făcut, ca să-i spunem și domnului consilier, de 5 ani de când ne-am înființat în județul Bacău, doamna directoare de la Căminul de Bătrâni, doamna Magda, poate să confirme că am avut 3 activități. Militarii au mers la Căminul de Bătrâni și au făcut diferite spectacole, diferite prezentări. Am omagiat 3 veterani de război, chiar și domnul primar a participat atunci la una din activități. Și acum să trecem la sediu. De ce ne-ar trebui un sediu? Să avem și noi un loc unde să ne întâlnim, noi parte din reprezentanți, că suntem prea membri, pardon, nu suntem, suntem 100 de membri la ora actuală și oricum spațiul este mic, dar măcar ca un centru administrativ. Să avem și noi unde pune niște documente, că le țin la mine acasă și nu prea e corect să... Deci aduc inclusiv documente justificative, faptul că sediul la ora asta se află la mine în apartament. Altceva, dacă vreți să vă mai spun. Mulțumim, domnul președinte. Procedura, trecem la procedura de vot. Domnul secretar, e vot secret? Vot secret, da.
primit aia, vinea să... Ce? Nu, am primit-o o cară luni la 5, bătaia, să știe cu bătaia. Nu că fac, da, ca ai mei, plecăm în rând. Da. Deci, ca să zic, noi vă dăm și voi... Păi, el este la limita legalității, omul ăsta, nu știu ce de el. Nu știu ce, mă, să mă amint, pare rău că... Azi. Să vină la tromboliză. Exact. Rezultatul votului la proiectul numărul 5. Stai-mă un pic, dacă... Am rezultatul votului la proiectul numărul 5. Da, poftiți. 7 voturi pe... 8, scuze, stați. 3, 4, 5, 6... Numai un pic, scuze. 3, 4, 5, 6... 7 voturi pentru, 7 voturi contra, 0 abțineri. Da, mulțumim. Trecem la următorul proiect. Deci, din păcate... Scuze, stimați... 8 voturi pentru, 8 voturi contra. Am cer scuze, 16 consilieri în sală. 8 pentru, 8 contra. Tot nu a trecut. Din păcate, stimați veterani, nu a trecut acest proiect. Am refuzat, mai exact Consiliul Local a refuzat acordarea veteranilor de război unui sediu. Deși... Primar, care Consiliul Local? Jumătate din consilierii locali... Îmi cer scuze. Jumătate din consilierii locali și-au exprimat votul pentru, sincer, adică... Îmi cer scuze. Dar din păcate, n-a trecut. N-a trecut? Da, o să mai reluați la următoarea. Am o singură întrebare către domnul secretar. Dacă va fi reluat, va fi repus pe ordinea de zi, acest vot nu poate fi vot la vedere? Până la urmă e normal să vedem cine își asumă? Nu se poate legal să fie vot la vedere? Am înțeles, mulțumesc. Bine. Din păcate, jumătate din Consiliul Local nu a votat, pentru a fi foarte clar. Da, mulțumesc oricum, dar cu această ocazie aș vrea să vă propun, dacă se poate, o întâlnire, cum o să considerați dumneavoastră, să vă prezentăm ceva imagini despre ceea ce fac militarii în Afganistan, pentru ca românii, cei care stau în țară, să-și poată desfășura activitățile în liniște, pe salarii mai mari, mai mici. Dacă sunteți de acord, aș putea să vă fac o prezentare, inclusiv cu imagini reale, cum ne-am bătut cu talibanii și cum au explodat bombele în jurul nostru. Președinte, mai faceți, vă mulțumesc. Mai faceți o revenire către Consiliul Local și pregătiți și o prezentare. Da. Bine. Nu știu, prezentarea era doar așa ca titlu informativ, să știe cei care n-au vrut să aprobe. Yeah. Vă mulțumesc oricum. Da. Bine, mulțumim. De normalitate pe care l-am făcut, da? Asta e, ghinion, ce să facem. Bun, domnul sănătate și sărbători fericite, doamnește. Da. Domnul primar, mulțumim. Părerea mulțumim. Mea personală este ca domnii să vină să facă această prezentare și dumneavoastră să repuneți pe ordinea de zi acest proiect de hotărâre. Am spus și eu, doamna Breacă. Și... Da, dar dumneavoastră, domnul președinte de ședință, nu puteți pune pe ordinea de zi. Vă promit, doamna consilier, că voi repune pe ordinea de zi, pentru că nu mi se pare normal să tratăm veteranii de război ca și cum ar fi partea unui joc politic. Vă mulțumesc. Bun. Supun discuției proiectul numărul 6, domnul primar, și vă invit să-l prezentați. Este vorba de proiectul de hotărâre privind aprobarea valorilor reevaluate a bunurilor ce aparțin domeniului privat al municipiului Bacău la data de 31.12.2018. Domnul secretar general, vă rog avizul. Domnul Ciprian Fantaza. Doamna Mariana Zamfir. Doamna Cristina Buzdugan. Doamna Ionela Cristina Breahnă Pravăț. Doamna Ienula Pricopoaia. Doamna Doina Dragomir. Domnul Gabriel Stan. Domnul Laur Șova Gâtu. Discuții asupra proiectului. Poftiți, domnul Scripăț. Da, vreau să vă aduc la cunoștință că
prin dispoziția de primar din 4 decembrie, am drept atribuții, inventarierea patrimoniului, evidența patrimoniului, mișcările care au loc în patrimoniu. Am încercat să mă informez, această reevaluare este urmare a unui ordin de ministru din 2008, trebuie să facă la minim la o perioadă de 3 ani, pot să fie printr-un expert extern sau printr-o comisie internă. Această evaluare a fost făcută de o comisie externă și vreau să le pun niște întrebări, dacă sunt aici. Sau poate cineva din cadrul primăriei poate să-mi răspundă. Materialul sau patrimoniul Bacăului e destul de vast, vreo 300 de pagini. Eu am parcurs, așa, ca să spun, prin sondaj, doar ceea ce zic eu cunosc mai bine, piețe, târguri, oboare. Și am constatat niște lucruri care nu mi le pot explica. Am avut anul trecut un inventar în aprilie cu tot patrimoniul, a urmat o evaluare. Nu întreb cât a costat evaluarea, dar aș vrea să-mi explice cineva, dacă poate, cum s-au putut întâmpla niște diferențe foarte mari asupra evaluării. Am înțeles, în lege presupune inflația, alte considerente, gradul de amortizare, investiții noi. Și am câteva exemple care nu pot să mi le explic mai exact cum s-a putut, dacă valoarea de inventar la un bun era 6 lei, s-a ajuns la 16.324 de lei asupra reevaluării. Sau, de la o valoare de 47.000 a unui alt bun, s-a ajuns la 251.000. Și exemplele pot să le continui. De la 194 de lei, s-a ajuns la 66.461 de lei. Dacă sunt reprezentanții... Da, domnul primar vrea să vă dea explicații. Deci, din ce am înțeles, este vorba de un auditor extern care s-a ocupat de această expertizare a acestor valori de inventar. Da, observ că au crescut o serie de valori, nu e niciun fel de problemă. Dumnealor și-au asumat această expertizare. Nu pot să comentez cu privire la valorile pe care le prezintă un expert autorizat. Dar pentru orice lămurire, doamna Buzdugan, doamna director Buzdugan, doamna director Zamfir, vă pot da toate explicațiile cu privire la aceste. Da, poftiți. Deci, întrebare. Un obiectiv de la valoarea de 6 lei a ajuns la valoarea de 16.324 de lei. De la 6 lei... Domnule viceprimar, care obiectiv? Pentru că e foarte interesant ceea ce spuneți și ar trebui răspuns în acest sens. Uitați, de exemplu, chiar dacă oarecum comic, la oborul de vite, pe o suprafață de 50 de metri, există un grup sanitar din 14 cabine care avea valoarea de inventar 6 lei. 6 lei. Păi și normal să aibă 6 lei? Păi nu-i normal, domnul primar. Dar urmarea evaluării atunci, poate a ajuns la 16.000. Haideți că vă răspund. Dacă ar fi fost ceva investiție, aș crede. Dar vă mai spun cu această ocazie că acel târg auto care aduc sume foarte mari la bugetul local, este total neglijat. Dacă mergeți acolo să vedeți cam ce se întâmplă, care sunt cheltuielile, care sunt veniturile și care e implicarea administrației spre acel obiectiv, o să cam dați dreptate. Altă poziție. Numai o secundă, raportat la acest lucru, vă pot informa cât de curând se va fi prezent și sistemul de camere de la vedere pe tot ceea ce înseamnă componenta de târg auto. Mai mult decât atât, au fost făcute și în cursul acestui an și în cursul anului trecut o serie de evaluări, verificări, controle, în care au reușit o serie de dispoziții. Poate nu știți, camere de luat vederi sunt și acum, domn primar. Nu vorbim de controle. Eu am întrebat punctual... Camere de luat vederi sunt puse din momentul în care am ajuns eu primar, domnul viceprimar. Păi sunt acum, nu aia e o problemă. Eu am întrebat ce s-a întâmplat cu această mișcare. Întregul sistem nu este centralizat la poliția locală în momentul de față. Ca să știți, la asta mă refer. Dar haideți să revenim la problema valorii. Dacă îmi răspunde cineva, mi se pare... Răspund eu, domnul. Deci, această expertiză a fost făcută de un expert autorizat care răspunde atât cu profesia, cât și cu responsabilitatea care o dă autorizarea. Ar trebui să ne punem întrebarea de ce până acum acel obiectiv, deși a trecut sub atâtea administrații și sub atâtea conduceri celebre ale municipiului Bacău, a rămas și a fost evaluat la 6 lei.
Pentru că eu nu cred că o clădire compusă din 4, din 6, din 16 încăperi poate să coste 6 lei. Deci acum s-a reabilitat și s-a readus la valoarea inițială. Că de-a lungul vremii cei care au răspuns de patrimoniu l-au lăsat la 6 lei, e problema lor. Dar acum și-au asumat un expert contabil. Dacă dumneavoastră aveți un expert evaluator, dacă dumneavoastră aveți cunoștințele necesare, pentru că nici doamna Buzdugan nu vă poate răspunde, pentru că experiența și cunoștințele necesare unei evaluări stau la baza unui concurs sau unui examen pe care dumnealor îl susțin în fața unor foruri competente. Acum, eu nu cred că eu sau dumneavoastră sau altcineva are cunoștințele necesare să combată o expertiză de evaluare. Mai ales că aici este o situație de fapt care frizează ridicolul. Să ții la 6 lei o clădire de 16 încăperi, e discutabil. Domnul secretar, răspunsul dumneavoastră e că eu nu o să votez, că va răspunde o comisie. O să votez, dacă îi răspunde acel expert, trebuia să nu mai veniți în Consiliul Local. Noi când ne-l asumăm, trebuie să știm ce ne asumăm. Vă mai dau, dacă vreți, un exemplu care e de altă natură. Teren, micropiață, CFR. O suprafață de 286 de metri, situată în cartierul CFR, strada Vasile Pârvan, care avea valoare de 46.710 lei și au apărut cu 251.010 lei. Acolo, de fapt, e un teren, sunt niște mese de beton, darea în folosință din 1957, cam de seamă cu mine, nu s-a întâmplat nimic și nu că s-a dublat, s-a făcut aproape de 5 ori a crescut valoarea. Și aici vreau să vă mai atenționez ceva, domnul primar, cu rezerva de apă ați desfințat acea piață. Adică ați distrus tot, au apărut în bazin. Nu contest lucrarea rezerva de apă, dar contest că noi trebuia să urmăm o procedură. Aveam un mijloc fix acolo. Trebuia să întâmple, noi știm din cadrul proiectului. Acum acolo a dispărut totul, este în inventar, s-a dus comisia să inventarieze, dar n-a mai găsit nimic să inventarieze. Eu ca președinte ce să le spun? Dumneavoastră ce să vă spun? Acum încearcă domnul secretar, nu știu ce. Explicați-mi, domnul secretar, cum s-a ajuns de la 46.710 la 251.010 lei? Eu vă repet. Da. Expertul să vină în fața noastră și să răspundă la aceste întrebări. Acum nu ne puneți pe noi să votăm ce a gândit expertul. Noi, dacă votăm, ne asumăm. Ca să ne putem asuma, trebuie să avem niște explicații. Și sunt foarte multe în oraș. Vă deranjează că e mai mult sau trebuia să fie mai puțin sau cum? Nu înțeleg. Nu, care e problema? Mai mult. Sunt și cazuri inverse care s-au petrecut. Fiindcă orice obiect de inventar în mijloc fix are, se amortizează în timp. Probabil așa s-a întâmplat cu grupul ăla sanitar, dar acum s-a amortizat, n-am investit nimic și a apărut cu o sumă de 160 de ori mai mare. Sau aici, de 5 ori mai mare la un teren în care nu s-a întâmplat nimic. Și vreau un răspuns de la un expert, că bănuiesc că această audit s-a făcut pe niște bani. Aproape cum am făcut registrul spațiilor verzi, nu folosește la nimic, deși l-am plătit. Cum am a fost o tentativă de intabulare a terenurilor din municipiul Bacău, pentru cetățeni cu titlul gratuit și nu s-a întâmplat nimic, probabil noi am dat niște bani aici, nu știu suma. Nu contest suma, nu contest calitatea experților, dar să vină și să ne explice exact ce se întâmplă cu patrimoniul nostru. Bun, domnul Scripăsan, înțeles. Da. Haideți să vedem dacă, mulțumesc. Doamna Buzdugan, puteți adăuga ceva la... Sau doamna Zamfir. Sau doamna Zamfir, dacă... Reevaluarea bunurilor din patrimoniul UAT nu s-a efectuat niciodată. Curtea de conturi ne-a impus mereu să facă această reevaluare. De asta există această discrepanță de la 6 lei la suma care a sesizat. Deci niciodată nu s-a făcut. Da? Terenurile au fost înregistrate. S-a făcut doar cu indicele de inflație în contabilitate, dar din 2005, din cunoștințele mele, știu că nu, din ce mi-au zis colegii, pentru că nu eram, terenurile au fost foarte multe la un leu înregistrate. Atunci, aduse la valoarea justă, da? Valoarea din locuire, de piață, toate metodele pe care le-a folosit expertul evaluator, care este atestat ANEVAR și răspunde pentru... Și asumă responsabilitatea, care practic. Sunt, astea au reieșit. Da, da. 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 Vă supărați, dar care e expertul? De ce un proiectul ăsta de hotărâre nu văd? Da. Deci nu văd numele expertului. Deci, procedura era începută. Aveți... Nu mai știu. 39.000 de lei a fost contractul. 39.000 de lei contractul. A fost semnat în 25.02.2019.
Ordinul de începere pe 7.3.2019. Acestea sunt datele referitoare. Expertul la fiind cine? Deci cine e expert? Este găsiți ștampila în proiectul de hotărâre, domnul Ghingeș, dacă studiați. Păi nu, dar vreau să aud un nume, nu. Și eu vă ștampila, vreau să aud un nume. Alo? Alo? Ok. Pentru plângerea penală să fie. Nu, domnule primar, punem întrebări, e normal. Dacă acel expert nu este în fața noastră, dacă acest expert n-a venit astăzi, nu să punem întrebări. Și mi se pare foarte cinstit ceea ce v-a spus domnul Scripăț în legătură cu bunul fix din cartierul CFR. Nu știu dacă ați auzit, dar dumneavoastră ca primar, mă rog, administrația locală ar trebui să asigure o descentralizare a serviciilor publice. Piețele nu trebuie... Asigurăm un pic de discuție. Într-un oraș nu trebuie să avem doar o piață ca toată lumea să circule kilometri întregi pentru o zi. Domnul Cristi, trebuia să-mi cereți cuvântul, domnul Cristi. Da? Îmi cer scuze, da. Da? Doamna Breacnă s-a înscris la cuvânt. Doamna director economic... Procedura de reevaluare s-a derulat pe parcursul anului 2019, iar noi aprobăm astăzi valorile reevaluate valabile la 31.12.2019. De acord? În acest sens, vă rog frumos să refaceți proiectul de hotărâre. Da? Și expunerea de motive, poate și alte documente, în sensul în care să aprobăm valorile reevaluate ale bunurilor ce aparțin domeniului privat al municipiului Bacău la data de 31.12.2019. S-au folosit valorile din contabilitate la 31.12.2019. Am văzut lucrul acesta, dar noi aprobăm valoarea valabilă la 31.12.2019, nu? Da. Adică am văzut ce valoare ați utilizat ca bază de referință. Dar nu știu, aici mă refer la formularea articolului. Nu, dar noi suntem înaintea, suntem pe 23 și aprobăm pe 31. Nu, stați puțin, că politic e foarte simplu de speculat. Eu vă întreb contabil. Nu, eu vă întreb contabil cum e corect, că nu mă pricep la contabilitate și la evaluări. Deci, domnul primar, eu m-am uitat pe un raport de reevaluare, da, întocmit în luna a 7-a, dacă nu mă înșel, 2019. Am înțeles, dar contabil. Da, dar... Când veți face următoarea reevaluare? Peste 3 ani, nicio. Peste 3 ani, da? Deci, eu zic că formularea acolo trebuie regândită, părerea mea personală. Deci, eu înțeleg că valoarea de inventar folosită a fost la 31.12.2018, da? Da? Raportarea s-a făcut la 31.12.2018. Acest raport îl înregistrăm acum, la 31.12.2019. În bilanț vor fi elementele de identificare. Eu am înțeles, domnul primar, dar formularea, dar din formularea articolului 1, înțeleg, din proiectul de hotărâre, reiese altceva. Eu înțeleg, dar contabilul nu e corect. Pentru că nu... Contabil, noi aprobăm niște valori evaluate astăzi, 19-12. Doamna consilier, scrie 2018 la articolul 1. Păi asta spun. Și vrea să scriem 31-12-2019, da? Nu. Ce dar valoarea de bază e 2018. Nu știu, e o părere. Da. În articolul 1, cum spune, 31 decembrie 2019? De ce nu scrie 31-12-2019? Scoatem data, da. Ce se fac? Măi, bun, dacă scoatem data, îi spune. Din punctul meu de vedere, stabiliți contabil cum e corect. Și o facem, dar dacă s-au folosit niște valori valabile până la 31.2018, nu știu să vă zic. Dar citiți un pic articolul, să vedeți, deci ce reiese. Am citit articolul și am văzut, mie personal doar sună incorrect, dar nu știu contabil cum e corect. Valorile reevaluate, da, se activează în momentul în care le aprobăm, de acord? Așa, bun. Citiți-o la articolul. Haideți... Deci reevaluările sunt cu referință la 31-12, nu cu prețuri actuale din 2019. Cum sună articolul? Mai. Deci se acordă valori reevaluate
a bunurilor ce aparțin domeniului privat a municipiului la data 31.12.2018. Da. Care e problema? Păi da, în martie a început. Eu nu înțeleg care e problema. Dacă le aprobam la 31.12.2019, păi spuneam că e prea matură. Păi da, și el a făcut cu prețuri. Cum să le... Deci eu le aprob... Așteptăm. Expertiza a fost făcută. Deci contractul a început în februarie. Deci el avea referință. Lasă-mă cât greșe asta, nici detalii. Trebuie contabilii, ce ești, nici nu știu. Tu ai coloană, trebuie ce ești. Valori de referință, mă, la 31.12.2018. Dar trebuia trebuit 31.12.2018. Nu. Deci contractul a început în februarie. Uite și tu că l-ai băgat pe mine asta. Deci eu l-am băgat. Da, tu. Domnul secretar, nu știu, atunci trebuia regândit articolul respectiv, părerea mea personală. Deci nu e ok. Deci noi activăm valorile reevaluate, deci aceste valori juste devin practic valori contabile, pentru că vor fi în momentul în care aprobăm, da? După întocmirea raportului de reevaluare. Și le activăm azi în decembrie 2019. Eu aș fi pus un punct acolo și aș fi continuat. S-a utilizat, știți, chiar la articolul. Deci, domnul secretar, e părerea mea, deci nu mai bat capul din momentul ăsta. E părerea voastră, dar ajutați-ne. Că eu nu înțelegem ce vreți să spuneți. Deci noi aprobăm niște valori reevaluate astăzi. Din articolul respectiv, dar reiese că aprobăm niște valori reevaluate din 2018. Nu, domnul, nu, doamna consilier. Noi azi aprobăm niște valori. Scrie în articolul acela, se aprobă valorile reevaluate la 31.12.2018. Corect, și le activăm azi. Ați făcut reevaluare la 31.12.2018? Cu referința... Nu, ați făcut reevaluare la 31.12.2018? S-a derulat procedura de reevaluare în luna decembrie? Haideți... În anexa, în expunerea de motive la proiect, scrie așa. Spuneți, domnule. Anexa a fost realizată utilizându-se informațiile din evidența tehnico-operativă a primăriei la data de 31.12.2018 și valorile juste propuse de evaluator. Scrie în expunerea de motive care este motivarea proiectului. Acum e greu pentru noi aici de față punctul să mergem de referință la caietul a fost... de sarcini, să vedem care au fost atribuțiile domnul evaluatorului. Domnul Fantaza, punctul de referință a fost 31.12.2012. Da. Astea sunt informații existente 18. La contabilitatea primăriei. Și noi activăm acum acele valori. Asta e corect. Este, părerea mea că este total greșită mențiunea respectivă. Deci evaluatorul ce face? Compară valoarea contabilă de la 31.12 cu valoarea justă calculată, conform unor indici de piață nu, și așa mai departe. Nu. Bunurile ce aparțin municipiului Bacău la data de 31.12.2018. Bunurile care existau la data aia. Că între timp poate ori mai fi niște bunuri din domeniul bine. Privat. Iar valoarea reevaluată este valoarea justă, atribuită nu. Prin raportul. Doamna Breaga. Bunurilor ce aparțin domeniului public și privat la data de 31.12.2018. Bunurile existau haide la data se referă aia. Domnul Fantaza, vă explică că data are ca... rezultat și ca impact asupra bunurilor care erau asta în scrie hotărârea, da. Inventar la data aia. Corect. Dar scrie corect, a bunurile ce aparțin la data de. Păi cum vreți cum să sune altfel? Nu are nicio legătură cu valorile, cu bunurile. Da, dar propuneți dumneavoastră o formulare. Reformulați-o. Dar eu cred că e corect la 31. Dacă e punct de referință 31 decembrie 2018, nu poți să pui alt. Punct de referință în punct de vedere al apartenenței bunurilor la domeniu. La o dată, la un T. Da, dar și indice calculul. Adică sau... pentru că sunt bunuri care au intrat în domeniu după 31-12 și ele nu sunt cuprinse acolo. Corect. Tu scrieți ce aparțineau. Da. Ce aparțineau. Păi da, păi nu vorbim la trecut. Păi da, nu, ați vorbit la prezent. Din cauza aceasta, reiese că ați reevaluat toate bunurile care aparțin în momentul acesta municipiului. Are nuanța aceasta. Puteți să vă supărați pe mine, dar nu e, da. Nu e ok. Domnul Scripăț mai dorește o intervenție. Da. Vă rog să țineți cont că această reevaluare nu a făcut-o cineva care vrea să respecte legea. A fost făcută la sesizarea. Domnul Scripăț, nu putem face acuzații. S-a făcut la sesizarea Curții de Conturi, care ne-au
atenționat că noi suntem obligați la 3 ani să facem evaluarea. Probabil acesta e și aspectul că s-a creat un mic decalaj. Că ei a fost în raportul pe 2018 a Curții de Conturi. Pe mine nu mă interesează aceste termeni. Pe mine mă interesează corectitudinea evaluării și cineva să ne explice că votăm ceva în cunoștință de cauză. Eu vreau să vă mai comunic cu această că suntem în perioada de inventariere anuală. Inventarierea anuală a patrimoniului. Nu știu ce s-a întâmplat în alți ani. Am luat-o în serios. Vă spun că sunt niște surprizi extraordinar de mari. Prejudicii, obiecte de inventarii inexistente, o să aflați și vă rog să-mi permiteți ca luna ianuarie sau când se termină inventarul și valorificarea, să vă fac o informare. Nu putem lăsa lucrurile așa. Da. Ei, da, dar o să aveți... Nu spuneți mie că desființarea pieții din cartierul CFR e o aberație a mea, domnul primar. Nu-i vorba de plângeri, domnul primar. Trebuie și dumneavoastră să înțelegeți. Ați făcut rezerva de apă de v-ați rupt, domn primar. Trebuia să respectați niște chestii, veneați hotărâri de Consiliul Local, acel obiectiv îl scoteam de acolo, s-au dus oamenii să inventarieze piața, ce au găsit acolo. Da, da. Deci eu nu voi vota decât în cunoștință de cauză. Mulțumesc. Bine. Nu mai sunt discuții, vă rog, domnul secretar, apelul pentru vot. Cine este pentru? Deci facem apelul... Domnul secretar, eu vreau să fac amendament totuși la articolul 1, da? În sensul în care ar trebui să sune de maniera aceasta, dacă v-ați raportat la faptul că ați reevaluat doar imobilizările corporale, activele fixe corporale aflate în patrimoniu la data de 31.12, nu? Deci ați spus că ați făcut trimitere la dată pentru că s-au reevaluat doar activele fixe corporale existente în patrimoniul UAT Bacău la data de 31.12. Doamna atunci, Bazugan, doamna Zanfir, așa este, da? Da? Ok, și atunci bun. Articolul 1 ar trebui să sune. Se aprobă valorile reevaluate ale bunurilor, apropo, la acord, ce aparțineau domeniului privat al municipiului Bacău la data de 31.12.2018. Dar aparțin în continuare, doamna. Nu, atunci haideți să nu mai facem trimitere la 31.12.2018. Pentru că mai departe am mențiunea așa cum reies. Domnul secretar, se face trimitere la anexă. De acord? Da. Dacă... Dar apropo, acordul vă rog să-l faceți. Acordul să-l faceți corect. Valorile reevaluate ale, nu a bunurilor. Da, dar e trecut conform anexe. Doar acordul trebuie făcut. Valorile se activează din 2019, valorile reevaluate. Amendamentul ridicat de doamnă prin înlăturarea sintagmei la data de 31.12 din cadrul articolului 1, nu? Acord. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? La amendament vorbesc. E amendamentul. Vă abțineți. Deci 4 abțineți. 5 cu domnul Bărbu. Deci... Supunem la vot proiectul de hotărâre cu modificările aduse prin amendamentul aprobat. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Deci... 4, 5 abțineri, da? De ce 6? Domnul Bărdu s-a abținut? Nu. Da? 6. 6. Da, 6 abțineri. Deci proiectul nu a fost aprobat? A plecat domnul Ștefan. Da, proiectul nu a fost aprobat. Bun. Domnule președinte. Da, a plecat proiectul.
la da. Punctul o intervenție scurtă, dacă se poate, către domnul Chindru sau doamna director economic. Spune-ți. O întrebare, nu aștept răspunsul acum ca să nu mă certe domnul. Sănătate! Dacă până la următoarea ședință puteți să-mi răspundeți, ce facturi neachitate sau care sunt datoriile Primăriei Municipiului Bacău către Societatea de Servicii Publice și dacă acestea ar putea fi achitate, știu că e vorba de milioane, s-ar putea să greșesc, s-ar putea să nu. De asta este întrebarea. Ar putea fi achitate în anul 2020, pentru că anul ăsta nu cred că se mai achită ceva. Datoriile Primăriei către societate până la acest moment. Nu doar în anul 2019. Până la acest moment. Până astăzi. Da? Soldul da. Contului furnizor cu analitic SSPM. Da? Mulțumesc. S-a notat. Vă mulțumim pentru participare. O zi frumoasă. Ședința a luat sfârșit.